Din ce în ce mai greu, prețurile au fost și ele afectate. Și Cât au scăzut prețurile în acea perioadă? O, poate un 40%. Și timpul de stat în piețele, în depozitele noastre, în punctele de desfacere a fost mai mare, timp foarte, foarte mult pierdut și prețurile slabe și lucrul acesta ne-a afectat în, în mare măsură, foarte mult. Dacă desfacerea va fi la fel de dezastroasă, deja mai, mai reducem la jumătate, fapt care, sau probabil, mulți vor ieși din, din cadrul agricol, pentru că nu poți să, să pierzi acum să cheltuie valori mari, pe care dacă nu le mai recuperezi, la un moment dat pierzi și capitalul și asta rămâi foarte dezamăgit. Prețul la cartof în ultima perioadă a scăzut foarte mult. De multe ori ne, nu putem să ne acoperim nici cheltuielile, dar mergem înainte și vom vedea ce se va întâmpla mai târziu. Cea mai mare problemă este desfacerea? Cea mai mare problemă este desfacerea la noi aici. Nu avem unde să, să vindem cartof. Foarte mulți spuneau că samsarii până la urmă dictează prețul, așa este? Da, de multe ori ei fac prețul la cartof. Stau foarte mult timp, nu încarcă prețul scade și pe urmă îi încarcă cartoful la prețul care vrea fiecare să-l încarce.